Pentru cei care au deschis televizoarele ceva mai târziu, vă reamintesc că în această seară este vorba despre competiția dintre anii 70 și anii 80. La finalul primei părți, echipa anilor 70 avea 52%, iar echipa anilor 80, 48%. O melodie de pe coloana sonoră a unui film cu și despre adolescenți devenise superhitul anului 1986. Sunt convins că mulți dintre voi știți foarte bine piesa, pentru că adaptată și reorchestrată se cântă și azi. Este o compoziție Florin Bogardo, astăseară protagonist al rundei Nemuritori. Stella Enache cu An de Liceu. Thank you.
Da. Știi ce se întâmplă cu melodia asta? Când a apărut, eu chiar eram în liceu și pe lângă Duran Duran, Man at Work sau nu mai știu ce, ascultam și melodia. Da. Spune, pentru cine a compus Florin Bogardo, soțul tău, această melodie? A făcut parte din filmul Licenii. Aha. Deci Nicolae Corjos vrea neapărat o piesă de muzică ușoară, la început, ca generic. La începutul filmului și la sfârșitul filmului. Și așa a ieșit această piesă. Spune, când stăteai de vorbă cu soțul tău, te gândeai sau se gândea el că melodia asta va fi ascultată și va fi foarte actuală și va fi foarte îndrăgită și după 30 de ani? Nu. Nu. Era atunci privit așa ca un șlagăr oarecare? Adică se simțea că va fi un șlagăr? Nu. De ce să te mint? Nu. Pentru că niciodată nu știi gustul publicului. Culmea este chiar... Corjos nu a fost, regizorul nu a fost foarte încântat. Dar încet, încet așa s-a obișnuit și a pus melodia pe film. Și, și a ieșit ce a ieșit. Și a ieșit un fel de imn și eu sunt foarte fericită pentru treaba asta, că tineretul se regăsește, așa e? Așa. Uite ce reacție extraordinară, spontană și adevărată, bravo! Indiferent dacă anii 60, 70, 80, 90, ei se regăsesc în această melodie. O ultimă întrebare, spune-mi, te rog, care este diferența dintre generația lui Florin Bogardo, din punct de vedere muzical, și prezent, și anii ăștia? Pe vremea era ceva mai mult suflet. Acum este, și acum e suflet, dar... Da, mai puțin. Mai puțin, așa, un pic mai mult. Auzele, doamnele și domnule, vă reamintesc, Stella Enache a reprezentat anii 80 la întrecerea anilor. Mulțumesc foarte mult, Stella, mulțumesc. Și eu pentru tine. Mersi frumos. Mulțumesc. Mersi frumos. Mersi frumos. Ei, să vedem despre ce an ne va vorbi în continuare Irina Mohora, cea care este îmbrăcată ca o mireasă a anilor 80. Continuăm cu anul în care eu m-am născut, adică 1984. La noi în România s-a inaugurat canalul Dunăre-Marea Neagră și trebuie să vă mai spun că acesta este considerat al treilea canal de navigație după Suez și Panama ca importanță. Amadeus, un film în regia lui Miloș Forman și inspirat din viața compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart, se lansează pe piață și este recompensat cu 8 premii Oscar. Roxana, ce face echipa ta? Cu ce an vine? Echipa mea e pregătită cu foarte multe alte surprize. Haideți să ne oprim puțin pe la anul 1975, când o japoneză devine prima femeie din lume care cucerește muntele Everest. Pentru cei care nu știți, muntele Everest este situat în masivul Himalaya, iar tibetanii îl mai numesc și Mama Pământului. Marele actor de comedie Charlie Chaplin este nobilat tot atunci de către regina Angliei la Palatul Buckingham. În urma acestei ceremonii, actorul devine Sir Charles Chaplin. Dragi prieteni, e sâmbătă seară, probabil că sunteți chiar acum la un party, e foarte bine. Dați volum 10, pentru că urmează Gibson Brothers cu un mare hit de anii 70. Cuba! We'll be right back.
prieteni, următoarea noastră rubrică se numește Cine sunt ei? Este vorba despre două persoane care fac parte din anii 70 și 80, pe care le vom invita aici și care nu vor pleca fără ca dumneavoastră să ghiciți despre cine e vorba. Sigur că nu o să vă lăsăm chiar singuri la proba asta, vă vom ajuta și noi puțin. O să ne folosim și de fotografii de ale invitaților noștri, dar la urma urmei îi vom descoase și pe ei ca să vă mai dea câteva repere. Să intre invitații din această seară. Am să încep cu domnul din dreapta mea. Și ești firesc. De acord? Bun. În primul rând, îi știți? Nu. Bun. Ce înălțime aveți? 1,98. 1,98. Fără pantofi. Fără pantofi. Bun. Ei, înseamnă că aveți 2 metri acum. Acum da. Ați fost sportiv? Da. Ați făcut în not? Nu. Ați făcut volei? Nu. Basket? Nu. Ce sport ați făcut? Atletism. Un indiciu este suficient? Bun. Ați făcut atletism. Erați foarte faimos în anii 70. Să zicem, da. Ați luat vreo medalie? 6. 6 medalii. Europene. 6 medalii europene. Care a fost performanța noastră cea mai mare, de top? Ca rezultat, la săritură, am practicat triplu salt. Așa? Am sărit 17 metri și 12 centimetri. Recordul României. 17 metri? Și 12 centimetri la triplu salt. A mai reușit vreun român performanța noastră? Da. Mult timp după. Da, și dar noastră a fost primul care ați făcut. Eu am fost primul care am sărit peste 17 metri. Bun. În România. E un indiciu? Nu știți numele lui. Bun. Păi, deja s-au văzut fotografii cu dumneavoastră. Este momentul să anunț că sunt onorat că stau lângă Carol Corbul. Doamnelor și domnilor, Carol Corbul, după foarte, foarte mulți ani într-un studio de televiziune. Tu ești sportiv? Cu aliura asta și cu burta, clar nu. Bun. Am făcut deci, un pic de sport, ai dar făcut. Așa. Bun. Ești muzician? Haoleu, nu vrei să... Vrei să încercăm? S-ar nu. Putea să evacuezi platoul dacă încep să cânt. Deci, deci nu ești sportiv, nu ești muzician. Nu. Ești actor? Nu. De, ca și meserie, nu sunt actor. E, mi-a plăcut ezitarea asta a ta. Asta înseamnă că ai fost actor? Da. Da. Ce vârstă aveai când tu erai pe micul ecran? Păi, prima oară, 2 ani și 4 luni. Îl cunoașteți? Vă spune ceva? Puteți spune numele lui? Bun. Ai jucat alături de mari actori, de mari nume. Da. Poți da, da. Câteva exemple? Cum să nu? Dați foarte mulți. Margareta Pogonat, Bibanu, Dumnezeu să-l ierte, Horia Șerbănescu. Mari nume, mari, mari nume. S-a stins de curând, din păcate. Mulți, foarte mulți. Erai un copil minune. Cred că nu? E mult spus. Nu, a fost un context. Hai să ne uităm la câteva secvențe. Ok. Am ținut să te întreb personal ce vei juca în seara asta. O scenetă cu nenea Horia Șarbănescu. Bravo, și cu ce subiect? Nu pot să divulg nimic. Va fi o discuție între noi bărbați. Succes! Mulțumesc! La revedere! Tăticule, poți să te întreb ceva? Întreabă, puișor. Ce faci? Tu acolo? Ce să fac? Lucrez, am treabă. Scrii ceva frumos? Da, o poveste pentru cei mici. Cu ce e povestea? Cu un miel care n-a fost cu minte și l-a mâncat lupul. Dacă era cu minte, îl mâncam noi. Tăticule, poți să te întreb ceva? Întreabă.
Nu e așa că te acoperiș ninge degeaba. Cum degeaba? Degeaba, fiindcă pe acoperiș nu te poți sta nici cu săniuța, nici cu patinele, nici cu bobul. Să știi că ești imposibil. Tu mi-ai spus că nu există imposibil. Păi nu există. Păi există. Da. Spune-mi, te rog, și mie un lucru imposibil. S-a prins un băț de chibrit, frecându-l o bucată de sapă. Bogdan, ce amintiri ai din acea perioadă și ce senzație ai acum când vezi? Și sunt amintiri frumoase și sunt experiențe foarte interesante. Sigur, văzute prin ochii unui copil, pentru că eram foarte mic. Au fost niște lucruri care m-au marcat și care m-au făcut să mă duc către ceea ce fac astăzi. Carol Corbu și Bogdan Card. O seară bună, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Carol Corbu și Bogdan Carp au fost alături de noi în această seară și datorită lor am mai aflat câte ceva despre decadele aflate în competiție în această seară la întrecerea anilor. A venit iar momentul votului. Vă reamintesc, an de liceu pentru anii 80 sau melodia Cuba interpretată de Gibson Brothers pentru anii 70. Hotărâți-vă acum, start vot! Stop vot! Stop vot, să vedem rezultatele! Rezultatul arată un avantaj, cred eu, considerabil pentru anii 80. 58% față de numai 42. Irina, mergem mai departe cu 1986. Era să zic că în acel an a apărut albumul Madonei, care se numea Like a Virgin, și pe coperta albumului ea era îmbrăcată așa cam cum ești tu. Dar albumul acela a apărut mult mai devreme, nu? Tu ne spui despre 1986, da? 86, da. Te rog. 1986. Americanul Mike Tyson devine cel mai tânăr campion mondial la box la categoria grea. A devenit cunoscut pentru stilul său feroce de intimidare a adversarului, dar și pentru comportamentul său controversat, atât în interiorul cât și în afara ringului. Tot atunci a avut o catastrofă a navetei spațiale Challenger, a cărei explozie la 75 de secunde de la lansare a provocat moartea celor 7 astronauți aflați la bord. Muzica populară era mai îndrăgită în anii 80 decât e acum sau nu? Greu de răspuns. Sigur e că pentru a doua oară în seara asta, o mare artistă ne încântă cu frumusețea și talentul ei. Matilda Pascal Cojocăriță. Știi, bandit, gura mei ca fluierul, hai să văd și poți și tu. Hai să văd și poți jocul dacă-l porți o viață. Zic, pistrulia, mai zic să văd jocul dacă-l știi, bădiță. Gura mei ca fluierul, hai să văd și poți și tu. Hai să văd și poți jocul dacă-l porți o viață. Să jucăm că aici loc avem numai bun ditropoit, distrăgașă chiuit. Numai bun ditropoit, distrăgașă chiuit. Și de chiuit, dar și de iubit o viață. Și tare de arcuș că se rupeam și-am uși badit.
ascultă gura mea, rămâne pot cânta. Multe pot cânta, dar și-o sărupta o viață. Trage tare de arcuș, cu sărupea mușa muș bădiță. Dar ascultă gura mea, rămâne pot cânta. Multe pot cânta, dar și-o sărupta o viață. Și nimica n-ai pățe, o leacă din răgușesc, cu pahar mă lehuiesc. Dar lui struna din plestești, pălincuța n-o strunești. Eu strunești bine, cura din la mine o viață. Îi dau un păhărel, poate cânta ușurel bădița. Eu în șudă am să-i fac și nu-i dau să-i vindihac. Eu să-i vindihac, sunt și îi plac o viață. Dacă îi dau un păhărel, poate cânta ușurel bădița. Eu în șudă am să-i fac și nu-i dau să-i vindihac. Eu să-i vindihac, și pipla o viață. Dar uite așa, mă-ntreb și plată eu-i da, numai ochii și gura, că scripuța lui de fapt doar ea știe că mi-i drag. Când tot din se prăpădești, nici o strună nu-i lipsăști. Cu scripa și gura vom cânta așa o viață. Și plată eu-i da, numai ochii și gura, că scripuța lui bifac, doar ea știe când-i drag. Când te des se prăpădești, nici o strună nu-i lipsăști. Cu scripta și gura, vom cânta așa o viață. Bravo, Matilda, bravo! Mulțumesc mult! Mulțumesc bravo, mult. Mulțumesc foarte mult! Matilda Pascal. Mulțumesc, sănătate, bucurii și să aveți, doamnelor și domnilor, un an minunat, un sfârșit de an minunat și un început cu mai mult aplomb. Mulțumesc Doamne foarte ajută. Mult! Extraordinar cum reușește o voce atât de bună să ridice publicul în picioare. A fost pentru noi aici Matilda Pascal Cojocărița și a reprezentat Runda Popularii la anii 80. Roxana, ce evenimente ne-ai mai pregătit și din ce an? Anul 1972. Richard Nixon, președintele Statelor Unite, face o vizită neașteptată în China, unde îl întâlnește pe Mao Zedong. Statuia Pietà lui Michelangelo a fost vandalizată de un bolnav psihic. Multe dintre bucățile sparte nu au mai fost recuperate niciodată din mâinile vizitatorilor aflați în apropiere. În prezent, sculptura este protejată de un panou de sticlă antiglon. Tot anii 70 l-au adus în muzica românească și pe următorul nostru invitat, care va concura la runda Hiturile Anilor. Un om jovial, cu o voce pe care n-ai cum să o confuzi, un artist respectat. Doamnelor și domnilor, Mihai Constantinescu. O inimă plină de dor și lume.
Conservator, așa-i? Da, sunt absolvent de conservator mișcare. Deci, ce facultate ai făcut tu? Eu am terminat ICF-ul. IEFS-ul, cum se spune astăzi. Facultatea de educație fizică și sport. Dar ce specializare? Și minți foarte oxigenate. Dar ce specializare ai avut? Eu am vrut să-mi iau atletism, îmi plăcea atletismul, am vrut să-mi iau gimnastică și până la urmă nici una, nici alta și am dat la teorie. Aha. Da, știi de ce vreau să te duc? Am înțeles că ai făcut echitație. Da, vreau să le spun lor și ție și dumneavoastră de acasă. Am fost la 14 ani, am fost campion de călărie, obstacole, categoria semi-mijlocie. Uite, nu știam asta. Serios. Nu știam asta. Categoria semi-mijlocie cu un cal care trebuia dat la reformă, deci la căruță, cum asta însemna la reformă, pe care cu dragoste multă, cu zahăr, cu morcovi, l-am îmbunat, am reușit să-l fac să nu se mai sperie, să mă lase să-l țesal eu, să îl curăț eu, să am grijă de el și am devenit mari prieteni și până la urmă am câștigat și un campionat. Dar cu toate astea, tu nu ai compus nicio melodie pentru cai. Da, ai compus pentru căței. Căței și pisicuțe. Aha, tu ești în seara asta ca reprezentant al anilor 70. Spune-mi, anii 70, ce au reprezentat pentru tine? De ce se compunea atât de multe muzică bună și variată în anii 70. Ce era? Eu cred că este un răspuns suficient de greu de dat, dar era o cu totul o altă atmosferă, nu numai în România, cred că peste tot. Hai să vorbim despre Europa. Era o atmosferă romantică, o atmosferă de iubire frumoasă, o atmosferă în care toată lumea își dorea să iubească cu sufletul și nu cu banii din buzunar. Și atunci, probabil, că lucrurile ieșeau altfel. Eu mi-aduc aminte că nu exista copil... Atenție, vorbim de acum 30 și ceva de ani. Spune sincer. Copil, nu exista copil care să nu știe o lume minunată. Facem o probă? Hai să vedem. Uite, n-am vorbit pe... Tu în direcția Da. O lume minunată în care vei găsi... O lume cu mult soare și mii de jucării... Bravo! Bravo! Mihai, așa cum spuneam la prezentare, nu numai că ești iubit, dar ești și respectat, ceea ce este grozav. Mulțumesc foarte mult. Nici eu nu știu, de exemplu, de ce această o lume minunată a rămas atât de vie astăzi, dar vreau să spun că o știu. Părinții, bunicii, nepoții, culmea și toți copiii de 10 ani.
Doamnele și domnilor, Mihai Constantinescu, mulțumesc foarte mult, mulțumesc! Votăm acum hiturile anilor 70 și Mihai Constantinescu sau, pentru runda popularii, la anii 80, Matilda Pascal Cojocărița. Fac precizarea că acest vot nu va fi afișat, dar la final va fi luat în calcul. Start vot! Stop vot! După cum deja v-am obișnuit, în fiecare ediție a emisiunii noastre vă prezentăm câteva dintre cele mai importante și mai cunoscute invenții ale fiecarei decade. Caseta video. Această invenție, caseta video, a fost emblematică pentru generația mea. Nu putem uita filmele traduse de vocea Irinei Margareta Nistor. Post-itul. Este adevărat că te ajută bilețelele astea când trebuie să notezi ceva important, dar ce te faci când nu le mai găsești? Trebuie să notezi pe un alt post-it unde l-ai pus pe primul. Discheta sau floppy discul. Acesta a reprezentat un important mediu de stocare pentru calculatoarele personale, iar termenul de dischetă a fost ales pentru a suna cât mai apropiat de cuvântul casetă. Pentru anii 80 avem următoarele invenții care ne-au schimbat viața. Liposucția sau lipoaspirația este o tehnică medicală de îndepărtare a grăsimilor nedorite din anumite regiuni ale corpului. Amprenta ADN sau profilul ADN este una dintre cele mai spectaculoase descoperiri științifice din toate timpurile. În criminalistică, zeci de mii de cazuri de infracțiuni grave, crime, violuri, vătămări corporale au fost rezolvate prin metoda identificării unei persoane pe baza analizei ADN. Și inima artificială, o invenție ce a revoluționat istoria medicinei mondiale și care a dat viață și speranță foarte multor oameni. Momentul invențiilor a fost un scurt armisticiu, nu vă lăsați păcăliți pentru că urmează acum o luptă între dansatori cu muzici din anii 80 și 70.
Bravo! Atât anii 70 cât și anii 80. Se vede că ați repetat cu talașman. Baletul Întrecerea Anilor, coordonat de Cristi Geamăn. Bravo! Roxana, ești într-o mare formă, am văzut asta. Te rog să ne povestești despre anii 70. Imediat după ce m-am pregătit cu Bogdan, e imposibil să nu vă spun lucruri care o să vă bucure foarte tare. Aș vrea să ne amintim puțin și anul 1978, pentru că avem de ce. Jucătoarea de tenis Virginia Ruzic participă la turneul de la Roland Garros și câștigă titlul de campioană la simplu. În acea finală, jucătoarea româncă a învins-o pe Mima Iausoveț cu scorul de 6-2, 6-2. Iosif Broz Tito este ales președinte pe viață al Iugoslaviei. Tito rămâne în istorie ca fiind primul membru cu inform care a sfidat autoritatea sovietică. Și pentru că tot vorbim despre anii 70, la Circul de Stat din București, un magician uimea generații întregi de spectatori. Toți știm de maestrul Iosefini, care făcea să dispară și să apară orice obiect îi trecea prin mână. Vă propun ca în această seară să aflăm câteva din trucurile maestrului, chiar de la fiul său, Leonard Iosefini. În primul și în primul rând, tatăl tău, vreau să clarific, ok, tatăl tău zicea că publicul nu trebuie mințit, dar trebuie păcălit. Spune-mi, care e diferența dintre astea? Deci una iuțeală de mână și nebăgare de seamă. Aha. Apropo de iuțeală de mână, fii atent, aici, în seara asta, la Întrecerea Anilor, concurează anii 70 cu anii 80. Aveți foarte multe frumoase și la 70 și la 80, așa că o să-mi fie greu să mă... Un galant și un atent. Uite, eu am o monedă care circula în acei ani. Este o monedă de 3 lei, cei care sunt de vârstă cu mine sau mai mari sau un pic mai mici, știu că cu moneda asta puteai să-ți cumperi vreo 3 înghețate de un leu. Vafe, nu? Vafe erau. Sau înghețata polar. Bravo, polar, vafe erau un leu 50. Vafe erau un leu 50. Te rog frumos, poți să-mi faci și mie o șmecherie cu... Să dispară? Nu știu, să-i faci ceva. Asta este cel mai simplu, pentru că în primul și în primul rând trebuie să suflăm o singură dată, dar atenție mare de tot, ușor, nu m-am dus puțin mai jos, am fost acolo sus, pot să-ți mai arăt încă o dată, de data asta am să fac puțin mai încet, ușor, cu cât te uiți mai atent, cu atâta nu se vede absolut nimic, o rom de aici, o punem deasupra, suflăm o singură dată și apare în partea asta, la altă. Am să te rog frumos. Nu, haideți să vă explic. În general, bănuiesc că vom vorbi puțin mai târziu despre tatăl meu. Tatăl meu a scris și foarte multe cărți de specialitate. Eu mă bucur foarte mult că în zilele noastre sunt foarte mulți dornici de a învăța magie. Numai că aici este ca alfabetul, știi? Degeaba știi A-ul și F-ul și dacă nu cunoști toate literele, nu poți să citești. Eu am să învăț în această seară cum se face asta cu moneda, pentru că îmi plac cei care vor să profeseze. Deci asta cu moneda se face în felul următor. În momentul când am pus moneda acolo, este clar că moneda rămâne ascunsă în partea asta, da? Asta se numește manipulație. Este cea mai grea latură a artiștilor, da? Nu e de ajuns să te apuci să faci cu cărțile, pac, pac, ai luat-o, ai băgat-o, ai făcut-o, nu. Important este să înveți abecedarul. Asta este A. A. Ai luat moneda, ai pus-o în mâna asta, da? Am suflat. Moneda rămâne tot timpul în partea asta altă. Dacă mă supăr, îi dau drumul în partea asta altă și așa mai departe. Sunt foarte multe ore în fața oglinzii, că atunci când pleacă doamnele și domnișoarele de acasă. Te rog frumos. Mulțumesc foarte mult. Leonard, da, nu mi-o dai mie seama. Mai știu, ba da, te rog. Mai știu o istorie, nu știu dacă este reală, vreau să mă certifici tu. Se spune că tatăl tău era în tramvai și la o stație un hoț i-a furat portofelul, iar la stația următoare tatăl tău I-a dat portofelul înapoi, sau cum? Cu siguranță că sunt probabil multe legende despre tata, au apărut și bancuri care le știți cu toții. Tata a fost un fel de, nu știu, să spun așa, foarte împiedicat. El era un tip haios, un tip simpatic, un tip vesel. El a fost, cred că s-a născut să fie artist. Și am auzit multe povești, că n-avea voie să intre în casino, de unde? Putea să joace la casino. Da, asta o știam și eu, mâna, nu, că nu? Nu, sunt niște... Acum aș vrea, sigur, să trecem de la lucruri ceva mai complicate. Asta cu moneda a fost a fost lecția 1. Poți să ne faci un număr de magie? Sigur, da, dar pentru asta am nevoie de o asistentă. Am să mă uit în stânga, în dreapta. Uite, am văzut-o. Avem aici tu, o nu? Fată. Ia! Sărâna. Vă rog frumos. Ușor de tot. Deci, ești pregătită? Da. Ești gata? Începem.
Mulțumesc frumos! Bravo! Leonard Iosefini! Bravo, Claudia! Bravo! Nu o să te întreb cum ai făcut-o, pentru că nu știu dacă o să... Nu știu neapărat să-mi spui, nu știu dacă o să o înțeleg. Puțin așa că o să... puțin piper, este mâncarea. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit, a fost grozav pentru noi, a fost o mare onoare că ai venit la noi. Mi-a la întrecerea. Mi-a făcut mare plăcere să fiu la voi și... Îți mulțumesc foarte mult. Vom vedea cine o câștigă. Îți mulțumesc. Înainte să pleci... Înainte să pleci, am uitat, știi că și mie mi se spune că sunt un magician, așa că am să te rog să-ți iei portofelul. Nu poți să crede seama, nu. E al tău, nu? Deci te ții de glume, nu? Am înțeles. Bravo, asta e. Vedeți dumneavoastră, ăsta deja este un bun început. Mulțumesc. Pentru că am vrut să-ți fac aceeași plăcere, am vrut să te întreb la final, spune și mie cât este ceasul, știi? Oricum, ceasul tău este la mine de data asta. Așa că... Este un ceas de calitate, te rog frumos să-l păstrezi. Și îți mulțumesc frumos pentru... Am făcut un joc de impresii. Îți mulțumesc foarte mult, Leonard. La revedere. Incredibil. Pof. Irina, ți-a plăcut numărul de magie? Da, foarte frumos. Dar spune-mi, ți-a furat cineva vreodată portofelul? Ți-a luat cineva vreodată portofelul? Mă refer la vreun magician, nu... Din păcate, de mai multe ori și cred că erau mai mulți magicieni, altfel nu-mi explic. Trecem la următorul an, adică 1985. Fenomenul cultural Cenaclul Flacăra este condus de poetul Adrian Păunescu și a fost interzis în România, iar motivul oficial invocat a fost busculada din timpul unui spectacol, soldată cu 9 victime de pe stadionul Petrolul din Ploiești. Tot atunci, Boris Becker este primul jucător german de tenis care a câștigat turneul de la Roland Garros la numai 17 ani. Tot el este și cel mai tânăr câștigător din istoria acestui campionat. Dacă la începutul serii formația Ottawa a susținut echipa anilor 70, acum revin și cântă pentru echipa anilor 80. Un mega hit care se dansa în absolut toate discotecile din lume în acea perioadă. Hands up! Hands up, baby, hands up. Give it me your heart, give it me your heart, give it you. Hands up, baby.
so much. Thank you. Thank you. Wonderful. Great. What? Yes. Thank you so much. Ottawan, hands up. Ottawan și o părticică din muzica anilor 80. Iar publicul a fost realmente extraordinar. Bravo! Bravo! Mai arătați-mi o dată cum făceați. Hai. Hands up, baby, hands up. Give me your love, give me your love, give me, hands up. Bravo! A sosit clipa să aflăm rezultatul final. Moment de mare tensiune și de mare emoții. Să fie anii 70 sau 80. Irina și Roxana, aș vrea să veniți acum lângă mine. Irina, ați fost energici și entuziaști. Da. A fost oare suficient pentru a câștiga? În primul rând ne-am simțit foarte bine în această seară și sunt convinsă că vom fi învingători, deși mărturisesc că lupta din această seară mi s-a părut cea mai grea de până acum. Ați fost ambițioși voi și ați avut imaginație. Roxana, veți fi învingători? Și anii 80 au adus în față mari, mari valori, dar eu sunt sigură că noi vom fi câștigători. Vom vedea cine a câștigat în această seară după un moment de nostalgie, după câteva minute încărcate de emoție, după un moment care se numește Noi cei care. Noi cei care am completat 10 de oracole sperând că persoana iubită va citi și rubrica De cine îți place mai mult. Noi cei care așteptam cu nerăbdare ca bananele verzi să se coacă mai repede. Poate de aceea le împachetam în ziare și le așezam pe dulap la căldură. Noi cei care atunci când începea toamna aduceam pungi întregi de castane pe care le căram cu mândrie la școală pentru fondul clasei. Noi cei care fugeam în recreație să ne cumpărăm cornuri de 25 de bani, japoneze, batoane cu mac și, când luau ai noștri leafa, ne cumpăram merdenele care costau 1,60 lei. Noi cei care râdeam copios la bancurile seci, gen, la Radio Erevan se întreabă, zebra are dungi alb cu negru sau negru cu alb? Iar răspunsul era da. Noi cei care iubeam și ne jucam cu toți câinii din cartier, cărora câteodată, când ne întorceam de la școală, le dădeam pachetelul cu mâncare. Noi, cei care atunci când ni se spărgea mingea de 35, o făceam uitată în mijlocul drumului după ce o umpleam cu pietre. Noi, cei care eram atât de fericiți în anii 70, dar și în anii 80, pe care i-am sărbătorit astăzi împreună. Noi, cei care la întrecerea anilor am cântat, am dansat, am râs și ne-am emoționat, ne-am adus aminte, dar mai presus de toate astea am realizat că trecutul face parte din viața noastră și că este o comoară care trebuie păstrată. Vom vedea acum care este câștigătoarea serii. Pentru rezultatul final s-au luat în calcul toate rezultatele parțiale obținute în urma voturilor. Să vedem cine au fost mai apreciați, anii 70 sau anii 80. Cu un rezultat pe măsură. Echipa anilor 80 a învins echipa anilor 70 cu scorul de 52-48. Dragi prieteni, felicitări! Felicitări, ați fost nemaipomeniți! Bravo! Mulțumim pentru tot ce ați făcut în seara asta. De asemenea, vă mulțumim vouă care v-ați luptat absolut admirabil. Bravo și pentru anii 70! Bravo! Dragi prieteni, așteptăm să ne scrieți despre tot ce vă amintiți cu emoție și nostalgie, dar și pe cine v-ați mai dori să vedeți la întrecerea anilor. Citim toate mesajele trimise pe www.tvr.ro/întrecereanilor și pe pagina noastră de Facebook. Săptămâna viitoare, chiar în seara de Crăciun, un duel pe care nu aveți voie să-l ratați. Anii 50 împotriva anilor 90. Vă doresc o sâmbătă seară de neuitat. Și tu nu-mi fii cu toții.